Bună, dragii mei! Bine v-am regăsit la un nou tutorial despre croșetat. Un tutorial în care vreau să vă arăt cum să obțineți o altă frumoasă floare. Deci un alt model de floare. O floare cu petalele terminate cu picoturi, da? Bun. Pentru a realiza acest model, începem cu un lanț format din 5 ochiuri. Așa, imediat. Da? 1, 2, 3, 4, 5. Așa. Acum o să încheiem acest cerculeț, da? Printr-un ochi alunecat. Bun, și am obținut acest cerculeț. Continuăm. Continuăm cu 4 ochiuri de lanț, 4, da? Care practic țin locul unui picioruș triplu, da? Lucrăm în continuare încă 4 ochiuri de lanț și acum în cerculeț aici vom lucra un picioruș triplu și obținem baza pentru prima noastră petală, da? Bun. Așa. Acum o să întorc lucru. Lucrez un ochi de lanț și aici, în acest lanț, voi lucra un picioruș simplu, urmat de un picot. Picotul facem din 3 ochiuri de lanț și venim aici la bază, da? Prin cele 2 bride. Deci înainte de a începe cele 3 ochiuri de lanț, observați aici avem 2 bride. Venim și prin ele tragem firul și lucrăm un ochi alunecat. Și am obținut primul picot. Continuăm cu jumătate de picioruș dublu. Da? Și un picot. 1, 2, 3. Și la fel îl încheiem prin aceste 2 bride de la bază. Așa, apoi lucrăm 5 piciorușe duble terminate cu picot. 1, 2, 3. Ia să vedeți. Așa, vedeți? Și încheiem al doilea. Și picot. 1, 2, 3. Al treilea. Aici am greșit, mă scuzați. Numai un pic. N-am încheiat picotul. Așa, și picot am zis. Deci vin aici prin cele 2 bride. Și închei picotul. Așa. Acesta ar fi al treilea, cred. O să număr imediat. Ia. 1, 2, 3. Și un picot. Da, al treilea picioruș dublu era. Lucrez picotul. Al patrulea. Și lucrez picotul. Pe aici. Așa. Al cincelea, lucrez picotul, 1, 2, 3 și îl închei aici, da? Continuăm cu încă 5 piciorușe duble, tot așa terminate cu picot. Acum în jurul acestui lanț, care pe viitor nu va mai fi lanț format din 4 ochiuri, care să țină locul unui picioruș triplu, ci va fi un picioruș triplu, da? Bun. Deci 1, 2, 3, lucrăm picotul de la primul picioruș dublu din
acestea 5 care le facem acum, al doilea picioruș dublu cu picot, 1, 2, 3, bun, al patrulea, nu, acesta e al treilea, cred, le număr la sfârșit, așa, 1, 2, 3, oricum, să-i fac picotul. Unu, doi, trei. Facem picotul aici. Îl încheiem printr-un ochi alunecat. Ia să văd. Deci am început așa. Picioruș simplu, jumătate de picioruș dublu, 5 piciorușe duble și încă 5 trebuie, deci mai avem încă unul de lucrat, tot așa cu picot în vârf. Deci ce lucrăm acum? Suntem pe dosul lucrului, da? 1, 2, 3 picotul, așa vin aici în bază și lucrez ochi alunecat. Bun. Vedeți? Așa. Și acum, deci aceasta e fața lucrului. Da? Aici noi am lucrat pe dosul lucrului. Bun. Acum o să vin și o să mă unesc printr-un ochi alunecat. Aici, în aceste două bride, introduc croșeta și lucrez un ochi alunecat. Mai un pic să văd eu ce se întâmplă aici. Așa. Bun. Deci chiar în primul picioruș simplu de aici. Acum voi lucra tot în cerc, deci aici în cerculeț, da? Voi lucra un picioruș triplu. 1. Așa. O să opresc un pic pentru că vreau să vă arăt prima petală. Continuăm acum cu a doua petală. Deci am lucrat un picioruș triplu aici și acum continuăm cu 4 ochiuri de lanț, da? Și încă un picioruș triplu tot aici în cerc. Bun. Și am format baza pentru cea de-a doua petală, da? Bun. Acum mă întorc, lucrez un ochi de lanț, un picioruș scurt, urmat de un picot, da? 2, 3. Ia să vedeți. Apoi, jumătate de picioruș dublu, deci trecem prin toate trei ochiurile, urmat de un picot. 1, 2, 3, așa, bun, acum lucrăm 5 piciorușe duble, 1, 2, urmate de cât un picot, 2, 3, deci primul picioruș dublu, al doilea picioruș dublu cu picot, imediat 1, 2, 3 și picotul închidem aici prin cele două bride, tragem firul și un ochi alunecat și am obținut picotul, da? Așa, al treilea picioruș dublu și picot 1, 2, 3. Încheiem picotul aici. Bun. Al patrulea picioruș dublu. 1, 2, 3. Și un picot aici.
și al cincelea picioruș dublu și un picot, 2, 3, închidem aici. Așa. Vedeți, acum suntem pe spatele lucrului, pe dosul lucrului. Întoarcem așa lucru și continuăm aici, pe după acest picioruș triplu, venim și lucrăm încă 5 piciorușe duble, terminate cu picot. 1, 2, 3. Primul picioruș și aproape gata. Lucrăm picotul lui. Acum al doilea picioruș dublu. Da? Și picot. 1, 2, 3. Bun. Încheiem picotul aici. Al treilea picioruș dublu. Cu picot. 1, 2, 3. Încheiem aici picotul. Așa. Al patrulea picioruș dublu. 1, 2, 3 și picotul și al cincelea imediat. Și picotul 1, 2, 3. Da? Așa. Și acum am să vă arăt exact ca să vedeți. Deci am lucrat aici picioruș scurt cu picot, jumătate de picioruș dublu cu picot, 5 piciorușe duble cu picot. Și apoi am întors lucru și am continuat pe după piciorușul triplu dintre cele două petale, am continuat cu încă 5 piciorușe duble terminate sau încheiate cu picot. Acum o să mă duc tot aici, prin cele două bride de aici, din piciorușul scurt cu care am început aici. Așa, da, să prind ambele bride și lucrez un ochi alunecat. Da? Bun. Acum și am terminat. Vedeți? Am terminat a doua petală. Observați? Așa. Acum o să lucrez tot aici în cerc un alt picioruș triplu. Deci formez scheletul pentru petala următoare, da? Deci lucrăm un alt picioruș triplu urmat de 4 ochiuri de lanț, 2, 3, 4 și încă un picioruș triplu, tot aici în cerc. Da? Și am obținut scheletul pentru petala următoare. Frumusețea la această floare constă în faptul, vedeți, am obținut scheletul pentru altă floare. Deci, dumneavoastră lucrați întâi pe dosul lucrului de-a lungul lanțului de 4 ochiuri, iar ultimele 5 piciorușe duble le lucrați pe sub acest picioruș triplu de aici, da? Ca să fie mai clar. Așa, am obținut scheletul pentru cea de-a treia petală, dar spuneam că frumusețea la această floare constă în faptul că puteți să lucrați câte petale doriți. Eu astăzi am să lucrez, cred că am să lucrez 5 petale. Așa că o să continui acum. Deci, o să întorc lucru, lucrez un ochi de lanț, da? Și un picioruș scurt, urmat de un picot. Apoi, așa, încheiem aici picotul. Deci lucrez și a treia petală, repede. Apoi un picioruș dublu, urmat de un picot. Așa, 1, 2, 3, apoi 5
piciorușe duble, urmate de câte un picot. Ia să vedeți. Așa, deci 1 și picot. 1, 1, 2, 3 și un picot. Da? Bun. 2 și un picot. 1, 2, 3 și tot așa până la capătul rândului vom lucra. 3, 3 și un picot. 1, 2, 3. Eu zic că cel mai bine ar fi să ne oprim după ce termin și penultima petală. Bun, vedeți, am terminat penultima petală, respectiv acum avem 4 petale și o să o lucrăm pe cea din urmă. Așa, vom lucra un picioruș triplu tot aici în centru, aici, da? Firul acesta trebuie tăiat. Mă rog, o să-l tai eu după aceea. Deci, un picioruș triplu. Continuăm cu 4 ochiuri de lanț. Deci, formăm scheletul pentru o nouă petală. 2, 3, 4. Și încă un picioruș triplu. Tot aici, în centru, da? Așa. Eu așa v-am spus că frumusețea la această floare este că lucrați câte petale doriți dumneavoastră. Nu are un număr exact de petale, da? Bun. Așa. Acum întorc lucru, lucrez un ochi de lanț, da? Și un picioruș scurt, urmat de un picot din 3 ochiuri de lanț, încheiate la bază aici prin cele două bride, printr-un ochi alunecat. Merg mai departe, jumătate de picioruș dublu cu un picot. Da? 1, 2, 3, încheiem aici picotul. Bun. Apoi, 5 piciorușe duble, urmate de câte un picot. 1 picot. 1, 2, 3. Îl încheiem. Așa. Iarăși, picioruș dublu. Și picot. 1, 2, 3. Îl încheiem la bază aici, prin cele două bride. Iarăși picioruș dublu, picot. 1, 2, 3. Tot așa încheiat pe aici, pe la bază. Bun. Deci avem piciorușul scurt cu picot, jumătatea de picioruș dublu cu picot și 3 piciorușe duble, deci mai avem încă 2. Acesta ar fi al patrulea. Și un picot, 1, 2, 3 și un picot. Da? Așa. Și al cincelea. Picioruș dublu și un picot. 1, 2, 3. Bun. Acum întorc lucru pe față, deci până acum am lucrat pe spatele lucrului, da? Și vin și lucrez pe după această petală, acest picioruș triplu, pardon, încă 5 piciorușe duble cu picot, da?
cum am făcut și la celelalte petale. Deci lucrăm pe lângă piciorușul triplu de aici. Așa, lucrăm și picotul, acum îl încheiem al primului picioruș dublu. Bun, al doilea picioruș dublu și un picot. 1, 2, 3. Vin aici și închei picotul. Bun. Al treilea picioruș dublu. Și picot 1, 2, 3. Închei picotul. Așa. Lucrăm în continuare picioruș dublu. Deci, pe dosul lucrului unde lucrăm noi acum, trebuie să avem un picioruș scurt încheiat cu un picot, urmat de jumătate de picioruș dublu încheiat cu un picot și 5 piciorușe duble încheiate cu câte un picot. Da? Așa, 2, 3. Bun. Ia să vedem dacă noi am terminat acestea fiind zise, deci piciorușul scurt cu picot, jumătate de picioruș dublu cu picot și 5 piciorușe, 1, 2, 3, 4, 5 duble cu picot. Bun. Trecem acum, întoarcem lucru cu fața în sus, cum ar veni, și lucrăm, vedeți, pe după acest picioruș triplu, lucrăm încă 5 piciorușe duble, continuate cu picot, da? Așa. 1, 2, 3. Închei picotul. Bun. Alt picioruș dublu, al doilea. 1, 2, 3. Închei picotul. Ia să vedem aici. Al treilea picioruș dublu. 1, 2, 3. Închei picotul. Așa. Al patrulea. Închei picotul. 1, 2. Adică lucrez picotul și îl închei. Ia să vedem câte avem aici. Deci aici pe după piciorușul triplu avem 4, mai avem unul de lucrat și un picot. Deci un picioruș dublu și un picot. 1, 2, 3. Așa. Bun. Mai un pic. Așa. Și acum o să vin aici, cum am făcut și la celelalte petale, aici în piciorușul scurt de aici, prin cele două bride ale lui, voi lucra un picioruș scurt, da? Astfel. Și acum, prin observați, pe după al cincelea picioruș dublu de aici, deci numărăm 1, 2, 3, 4, 5, da? Deci pe după el așa, deci observați, aceasta e prima petală, da? Am avut ultimele 5 piciorușe duble, 2, 4, 5, da? Și venim aici, prin acest spațiu, tragem un ochi alunecat, vedeți? Strângem
strângem un pic așa și lucrăm și un ochi de siguranță și acum o să tai firul. Vedeți? Așa. Și am terminat floricica noastră. Bun. Eu am să vă arăt imediat cum ne-a ieșit. Ia uitați-o ce frumoasă este. Observați? Deci v-am spus, puteți să lucrați câte petale doriți. Dacă doriți să lucrați, de exemplu, 7 sau 9, măriți cerculețul ăsta cu care începeți. Adică în loc de 5 ochiuri de lanț, lucrați, de exemplu, 6 sau 7. Ca să fiți sigur că aveți loc suficient să lucrați piciorușele triple în interiorul lui. Observați? Ia uitați ce frumos a ieșit această floare. Bun, vă mulțumesc pentru like și share pe care le primez zilnic de la dumneavoastră, pentru comentarii. Sper că o să încercați acest model. E destul de simplu de realizat. Vă rog să vă abonați la canalul meu de YouTube Bunii Bunii dacă nu ați făcut-o încă și să apăsați clopoțelul aferent videoului pentru a primi notificări legate de postările mele. Bun. Acum, până data viitoare, vă spun la revedere și vă doresc numai bine!